Bună, dragii mei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu pentru aceia dintre voi care mă știți de mai de mult. Dacă acum sunteți aici pentru prima dată, mie îmi pare tare bine să vă cunosc. Eu sunt Cristina și astăzi am pentru voi un clip cu un review al unor produse de skincare, o gamă nouă lansată pe piață. Este vorba despre Revitalift Laser X3, a celor de la L'Oréal Paris, dar vreau să vă vorbesc și despre experiența mea în campania de testare a celor de la Bazdor, pentru că, da, am primit aceste produse spre testare în campania organizată de Bazdor cu L'Oréal Paris, prin care ei încearcă să popularizeze această nouă gamă de creme. Haideți să vorbim pentru început despre creme. Acesta a fost coletul în care au venit ele. Foarte frumos mi se pare ambalajul, așa cu o scenă cu metroul parizian, cu podurile peste Sena din Paris. Foarte simpatic ambalajul. Iar înăuntru am primit cele două creme, una de zi și una de noapte. Au venit ambalate în cutii de carton și o broșură cu campania, în care ni se povestește ce trebuie să facem în campanie. Hai să vă povestesc care a fost experiența mea în cele 3 săptămâni de când testez aceste creme. Și mi se pare foarte important să precizez lucrul ăsta, că de 3 săptămâni folosesc exclusiv cremele din gama L'Oréal Revitalift Laser X3. Îmi fac rutina, ca de obicei, cu demachiere, cu cremă de ochi, ser de față de la alte branduri, iar apoi dimineața folosesc crema de zi, pe care o aplic așa în strat subțire, nu foarte gros, iar seara, după demachiere, cremă de ochi și ser, folosesc, bineînțeles, crema de noapte, la fel, într-un strat destul de subțire. Ca și destinație, să zic așa, între ghilimele, cremele sunt făcute pentru femei cu vârsta peste 40 de ani, dar acum eu sunt de părere că nu trebuie să ne poticnim, așa să zic așa, să ne împiedicăm în detaliul ăsta, pentru că dacă avem riduri mai devreme, nu știu, la 25 de ani, la 30 de ani, nu o să stăm să ne uităm la ele, desigur, trebuie să folosim un produs antirid, așa că zic eu că cifra asta de 40 trebuie luată așa un pic cu titlu orientativ. Cele două creme, atât cea de zi cât și cea de noapte, conțin 3 ingrediente active, și anume proretinol, acid hialuronic și vitamina C. Beneficiile acestor ingrediente sunt, în cazul proretinolului, ajută la netezirea ridurilor și la restabilirea texturii tenului. Vitamina C redă luminozitatea și strălucirea tenului, iar acidul hialuronic hidratează intensiv și reumple pielea. Astea sunt lucruri destul de cunoscute, au mai fost folosite în cosmetice, așa că sunt, să zic așa, testate și demonstrate. Iar cremele promit să, crema de zi, să netezească ridurile, să aducă fermitate și să dea strălucire tenului, iar crema de noapte să netezească ridurile, să retexturizeze fața și să îi restaureze nivelul de hidratare. După părerea mea, atât crema de zi cât și crema de noapte și-au bifat, să zic așa, promisiunile și le-au îndeplinit. Uitați-vă acum la mine, deși nu ne ajută foarte mult lumina de afară pentru că este o zi cam înnorată, dar acum port crema de zi. Am aplicat-o chiar înainte de a filma acest clip, pentru că am filmat un scurt reel pentru Instagram și atunci apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, contul meu este @cristinapreda.ro și da, pentru reel-ul acela am aplicat crema tot așa în strat subțire și, după cum puteți vedea și voi, nu mi-a lăsat urmă grasă și a căpătat așa o luminozitate și o strălucire foarte naturale și, cum s-ar zice în franceză, bon mine, adică îmi dă o alură sănătoasă. La aplicare, atât crema de zi cât și crema de noapte se absorb rapid în piele. Formula, textura este ușoară, este lejeră. Haideți să vă și arăt. Așa arată ea, dar o să o iau un pic pe deget, ca să puteți vedea și voi. Încerc să pun un pic de focus. Formula este mai lejeră, mai ușurică, mai subțirică decât o clasică cremă antirid. Probabil că știți că, în general, cremele antirid sunt
destul de grase, pentru că ele trebuie să restabilească atât hidratarea pielii, cât și hrănirea ei cu nutrienți. Dar aceasta are o formulă super, super lejeră, o textură ușoară și subțire, care se absorbe rapid în piele, nu lasă urmă grasă, nu este absolut deloc lipicioasă și are și un miros foarte, foarte plăcut. Crema de zi reumple tenul, îi redă strălucirea, luminozitatea. La o utilizare îndelungată, ea netezește ridurile și liniile fine, diminuându-le aspectul. De altfel, s-au făcut și studii clinice pe un eșantion de 97 de femei și acestea au concluzionat, au declarat din experiența lor că tenul este reumplut imediat după folosire și asta, da, pot și eu să confirm, să subscriu la cele spuse de ele. După 4 săptămâni de folosire continuă, pielea este mai fermă și mai luminoasă, iar după 6 luni de folosire continuă, ridurile de tip labagâștii, dacă nu le cunoașteți, sunt acelea care se formează aici la colțul ochiului, sunt diminuate vizibil, iar vizual, optic, aspectul tenului arată mai tânăr cu 7 ani. În plus, față de concluziile studiului clinic, ce pot eu să vă spun din experiența mea utilizând crema de zi, este faptul că s-a absorbit ușor în piele. Nu a lăsat urmă grasă, nu a lăsat pielea îmbâxită, nu a lăsat nicio senzație neplăcută. În plus, nici nu mi-a produs nicio, iritație, usturime, mâncărime, pișcături, durere și așa mai departe. Deci, absolut niciun efect, să zic așa, nedorit. În plus, a și energizat pielea, pentru că are un miros foarte plăcut, iar la atingere pielea se simte foarte catifelată, foarte hidratată, foarte hrănită, se simte plampi așa, fără să pară încărcată sau îmbăxită, ci din contră luminozitatea tenului mi se pare mie că a crescut și că tenul arată un pic mai radios, dacă pot să spun așa. Hai să trecem și la crema de noapte. Aceasta este. Textura ei este similară cu a cremei de zi. Uite, am să iau și din ea un pic să vă arăt. Are aceeași formulare lejeră, ușoară, subțire. Pentru o cremă antirid de noapte, care în general, din nou, în general și vorbind din experiența mea, după ce am testat și alte creme antirid de noapte, aceasta are o formulare mult mai ușoară, mult mai puțin grasă și, din nou, nu este absolut deloc lipicioasă. Deci, da, se vede că s-a acordat o atenție deosebită formulării acestei creme și după folosire ei, după 3 săptămâni de folosire, îmi simt tenul mai plampi, reumplut. E greu să traduc cuvântul ăsta în românește, dar da, se vede că este foarte bine hidratat, foarte bine hrănit, primește toți nutrienții necesari. În plus, dimineața mă trezesc cu o senzație de ten plăcut la atingere, catifelat, neted. Deci se vede că chiar lucrează și își face treaba peste noapte și în plus și ea are un miros foarte, foarte plăcut. După părerea mea, da, pot spune că și crema de noapte își îndeplinește promisiunile de a netezi ridurile și liniile fine și de a reda textura și hidratarea pielii, iar per total gama Revitalift Laser X3 s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, oferindu-mi un ten mai neted, mai luminos și mai hidratat, în timp ce mi-a prevenit apariția unor linii fine noi, pentru că, v-am mai spus și în alte clipuri, eu nu am riduri cu adevărat, nu am riduri încrustate, desigur, asta și pentru că folosesc produse antirid și îmi îngrijesc foarte bine tenul și dau toate ingredientele necesare pentru a preveni apariția ridurilor. Din nou, am 37 de ani, aproape 37, imediat o să-i împlinesc, deci da, multe femei la vârsta asta au tenul mult mai ridat, tenul zona gâtului de asemenea, însă, după cum vedeți, cu lumină naturală,
Eu de-abia am câteva linii fine și acelea de-abia perceptibile. Și apropo de tenul care arată tânăr la 37 de ani, vreau să vă povestesc așa și o scurtă întâmplare care a avut loc, cred că săptămâna trecută sau acum 2 săptămâni, în Lidl. Eram cu băiețelul meu, cu Justin, făceam cumpărăturile și el a luat o pungă de pufarine și a deschis-o chiar în magazin. De multe ori nu mai are răbdare să ajungem acasă și începe pufuleț sau pufarine direct în magazin. Și tot cădeau pufarinele pe jos din pungă, că îi se rupsese un pic punga, și vine o doamnă, așa undeva între vârsta a doua și a treia, avea o pungă din aceea de la raionul legume-fructe, vrusese să ia niște legume, dar până la urmă nu le-a mai luat și rămăsese cu punga în mână și ne-a văzut pe noi, eram eu, împingeam căruciorul și Justin stătea în cărucior și tot cădeau pufarinele din pungă și s-a gândit să ne dea nouă punga ei ca să punem pufarinele să nu ne mai tot cadă pe jos. Și vine la mine, se vedea că era așa încurcată să mă abordeze și deși m-a văzut cu copilul în cărucior, m-a văzut cu verighete și pe o mână și pe cealaltă și zice, domnișoară, vă dau eu punga mea ca să nu-i mai cadă copilului pufarinele pe jos. M-am simțit și bine și prost, vă spun sincer, m-am simțit bine pentru că e plăcut ca la 37 de ani să se uite o doamnă relativ în vârstă la tine și să te considere domnișoară, adică să arăți atât de tânără încât să creadă că ești domnișoară, deși te vede cu copilul și cu verigheta. Dar pe de altă parte, nu știu, e o discuție aici despre ați arăta vârsta, nici nu vreau să fiu luată drept o puștoaică, adică vreau să mă ia lumea în serios, asta încerc să spun și nu încerc să trec drept o puștoaică, dar se vede treaba că îngrijirea tenului a dat rezultate și oamenii mă iau ușor drept domnișoară. Bun, închid paranteza asta, a fost așa în partea ceva mai funny, se vedea că doamna era de-a dreptul încurcată și contrariată. Și acum hai să vă povestesc și despre experiența mea în campania de testare a celor de la Bastor și L'Oréal Paris. Acesta a fost pliantul pe care l-am primit în colet la începerea campaniei, în care ni se listează pe scurt beneficiile pe care le putem aștepta de la produs și, să zic așa, temele, între ghilimele, pe care trebuie să le facem noi în campanie, pe lângă a urmări paginile de Facebook și de Instagram ale Bastos și L'Oréal Paris, trebuie să realizăm minim o postare video pe Facebook, Instagram, la primirea produsului în care să anunțăm că urmează să testăm produsul, am făcut deja asta, și încă una la aproximativ 3 săptămâni de la începerea testării, în care să ne exprimăm opinia privitoare la produs, cum a funcționat pentru tenul nostru, dacă îl recomandăm mai departe sau nu. Ni se dau hashtag-urile pe care trebuie să le folosim în campanie, iar la final, bineînțeles, trebuie să realizăm un sumar al postărilor pe care le-am făcut și să completăm chestionarul de satisfacție al campaniei. Vreau să vă zic că, spre deosebire de campania anterioară în care am participat, campania aceea pentru Avon, pentru parfumul Faraway Splendoria, campania celor de la L'Oréal a fost o experiență de 100 de ori mai plăcută, mult mai plăcută și fără atâta presiune, în sensul în care sarcinile pe care le-am avut de îndeplinit au fost puține și foarte simple și strict la obiect. Faptul că în această campanie nu s-a pus aceeași presiune pe persoanele participante la testare să facă 7.000 de postări în nu știu câte platforme, în TikTok, în YouTube, pe blog, pe Facebook, pe Instagram și așa mai departe, faptul că au fost 2 cerințe simple și de maxim bun simț, a făcut toată experiența testării una mult, mult, mult mai plăcută, mai destinsă, mai puțin încordată. Pentru că la campania Avon, vă spun sincer, stăteam tot timpul stresată, de fiecare dată când mă dădeam cu parfumul, stăteam stresată, aoleu, să nu uit să fac o postare pe TikTok sau aoleu, să nu uit să fac o postare pe Instagram, un story, să-i dau share pe Facebook, să filmez un clip pentru YouTube, eventual să fac o recenzie pe site-ul Avon. În fine, au fost multe cerințe acolo. Aici am avut 2 chestii simple și la obiect, una la început, una la sfârșit. N-a trebuit decât după ce am testat
produsul, să-mi adun gândurile și să vin aici în fața voastră să vi le prezint într-un reel scurt de maxim 90 de secunde. Deci, o cu totul altă experiență, la un cu totul alt nivel, mult, 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 mult mai plăcută, așa că bravo celor de la L'Oreal. Vă spun foarte sincer că am făcut mai multe postări decât cele cerute de campanie și nu pentru că m-ar fi obligat cineva sau că mi s-ar fi cerut sau că m-ar fi amenințat că altfel îmi ia cremele sau mai știu eu ce, nu, ci pur și simplu pentru că am vrut eu. Pentru că produsele mi-au plăcut, pentru că mi s-a părut că merită împărtășite cu voi și pentru că am vrut eu să vă povestesc și vouă despre aceste noi creme pe care le testez, mai ales că na, am ajuns la o vârstă și probabil că majoritatea dintre voi sunteți oarecum în aceeași, să zic așa, în aceeași grupă de vârstă cu mine și cred că acesta, skincare-ul vorbesc și îngrijirea antirid, este un subiect de mare interes pentru noi femeile și bineînțeles, ca de obicei, vreau să vă vin în ajutor atât cât este posibil, dar desigur că și pe mine mă interesează tema asta a îngrijirii, că vreau să-mi mențin aspectul tânăr cât mai mult timp și da, chiar mă gândesc să fac un clip pe tema asta a dualității între a arăta tânăr și a fi respectat pentru vârstă. E ceva ce mă preocupă și am multe gânduri destul de contradictorii în momentul de față pe tema asta, așa că mă gândesc să fac cândva un clip în care să vorbesc așa, nu neapărat cu o idee, ci mai mult așa să vă împărtășesc gândurile mele, fie într-o direcție, fie în cealaltă, dar încă n-am avut timp să mă ocup și de asta, dar mă gândesc să filmez. Una peste alta, o campanie foarte reușită a celor de la Bastos și L'Oreal Paris, cu niște produse foarte, foarte, cu niște produse de bună calitate, pe care mi-a făcut plăcere să le folosesc, care realmente mi-au adus beneficii și pe care le recomand cu drag fiecăruia dintre voi, fie că aveți deja riduri și încercați să le diminuați, cu siguranță ingredientele active ale produsului vă vor ajuta în direcția asta, fie că nu aveți încă riduri profunde, poate aveți doar puține linii fine, dar vreți să preveniți apariția lor, vreți să vă hidratați bine tenul și să îi redați strălucirea și luminozitatea naturală. Acestea fiind zise, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost împreună cu mine și astăzi. Dacă ați testat deja gama Revitalift Laser X3, fie crema de zi, fie crema de noapte, spuneți-mi în căsuța de comentarii unde vă aștept cu drag să povestim. Dacă nu ați testat-o, dar ați vrea să o testați, spuneți-mi tot în căsuța de comentarii. Dați-i clipului un thumbs up dacă v-a plăcut, dați-i un thumbs down dacă nu v-a plăcut. Eu vă pup pe toți! Vă îmbrățișez și să ne vedem cu drag și cu bine la un clip viitor. Pa, pa!